siderurgic ArcelorMittal Galați este închis de 2 ani de zile din motive de securitate și de atunci municipalitatea a tot anunțat reabilitarea anevoioasă pe etape a acestei artere importante pentru oraș. Vestea surprinzătoare și fantezistă, după părerea multora dintre cei prezenți la declarația primarului Marius Stan, a venit marți după amiază. Edilul a anunțat că într-o lună viaductul va fi redat circulației ușoare și chiar tramvaiului. La reparații va contribui, se pare, și conducerea combinatului. Ne-am luat, așa cum suntem noi masochiști, și cu posibilitatea de a vă da dumneavoastră celor din presă, posibilitatea să ne mai luați o dată la mișto, să spuneți ăștia sunt bătuți în cap de la soare, acum își asumă niște targeturi imposibile. Și ne-am propus ca în maxim o lună de zile, este targetul pe care mi l-am fixat eu, împreună cu aparatul din primărie. Am avut o primă etapă în care am lucrat la consolidarea piciorului din capătul dinspre combinat vest, nord-vest, lucrare care a fost destul de costisitoare, lucrare destul de importantă. Etapa a doua constă în lucrări pe care obligatoriu cei de la Transur trebuie să le efectueze pe calea de rulare și pe calea de alimentare, iar primăria are datoria să dea în funcțiune întreg viaductul în condiții de siguranță. Asta însemnând asfaltat, acoperit gropile care erau, iluminat și evident gardul protector care, dacă mergeți puțin mai încolo, să vedeți jumătate din el a fost furat și dus de hoții de fier vechi pentru valorificare. Iar ca o măsură preventivă vom păstra la ambele capete ale podului, ale viaductului, vom păstra paza de acum încolo. Și mai surprinzător este faptul că sindicaliștii nu au habar de planurile municipalității, plângându-se de situația viaductului în cadrul ședinței de dialog social de marți. Siderurgiștii gălățeni sunt plătitori de taxe și impozite la bugetul local. Nu dorim altceva decât să se vadă lucrări publice care să ducă la un nivel de trai decent și civilizat în orașul nostru. Podul în continuare, el este șubrezit, podul în continuare nu are covor asfaltic, nu are grilaje, nu este iluminat. Am avut, repet, și un accident mortal chiar datorită acestui mers pe acest drum care este foarte, foarte aglomerat de ajunge pentru cei peste 6.000 de oameni care lucrează în această societate. Dacă vreți, 6.501 oameni care lucrează în această societate, e un drum în continuare, repet, un calvar. De aceea vă cer intervenția dumneavoastră directă, domnule. Deși e o problemă autorităților locale pe segmentul primăriei, în care nu ne înțelegem explicația acestui. Deci, repet, reparația. Acest pod, când s-a făcut, a durat mai puțin de 2 ani de zile, cât se vrea acum pe această reparație. Pe viaduct, la ora de terminare a programului de lucru, am întâlnit o mulțime de siderurgiști, cărora le-a rămas un singur mijloc de transport ca să ajungă repede acasă. Bicicleta. Asta pe timp de vară, căci iarna sunt nevoiți să apeleze la mașinile de convenție ale Transurb. Fiind cei mai afectați de închiderea viaductului, ei sunt realiști vis-a-vis de redeschiderea circulației pe acest drum. Asta e culmea prostiei. Probabil că constructorul l-a făcut într-un an jumate și noi avem 5 de că nu suntem în stare să-l reparăm. Și am avut și de reparații care dureau 2-3 luni. Într-o lună spune că îi dă drumul, credeți? Haide-mi! Da, ridică porțile astea și dă drumul. Nu i-a făcut nimic la viaductul ăsta. E plin de gropi, doar să-i dea drumul ca ce? Nu-i făcut nimic pentru el. Numai în capul ăla s-a lucrat un pic, s-a pus câteva petici și atât. Arată jalnic. Balustrăzile scăzute, dacă îi dă drumul, le fură de tot, cum a început să le fur. Circulați așa cu bicicleta? Da, când e vremea frumoasă. Urmărim starea vremii și când e vremea frumoasă plecăm cu bicicleta. Din martie anul trecut și până anul acesta, primăria a avansat mai multe termene de execuție a lucrărilor de desfacere a parapetului, rampei, refacerea trotuarelor, montarea unui nou parapet, curățarea canalelor existente și cămină lor, termene care s-au prelungit la nesfârșit.